că din numărul de 15 consilieri suntem prezenți 15. La 3 dezboare. Dorim să supunem, doamna secretar nu este, sunt eu prezent aici, în locul dumneei. Și începem cu procesul verbal care a fost pe anterior, pentru... Eu mă reședez de acest statut, dar... Din 29-8? Da, din 29-08. Votul pentru... Pentru procesul verbal, da? Da, da. Da, 29. Împotrivă? Eu sunt împotrivă, motivez și de ce. A scris acolo că am părăsit sala. Eu nu am părăsit, dar conexiunea de aici este foarte proastă, nu am nicio vină. Ședință, dar acolo scrie că am părăsit sala, nu mai contează. Am părăsit ședință. Nu care am spus așa scrie în procesul verbal. Da, eu n-am părăsit ședință, dar conexiunea am intrat de 5-6 ore. Obligația este nu este a mea, executivul, cum creeze condițiile o activă de asta. Și vii cu el la urmă la ședință. Și eu vreau să motivez faptul că în tot procesul verbal, după ce că discutam pe comisii și am spus la toată lumea aici că am vorbit peste 30 de minute aproape în ședința precedentă, nici măcar numele meu nu este menționat acolo, dar imediat să mai fie trecut vreun cuvânt. Și așa cum am spus, de câte ori sunt probleme importante discutate de către opoziție, nu vreau să arăt cu degetul către nimeni, nu învinuiesc nici pe doamna secretară, dar consider că este manipulată în ceea ce privește întocmirea procesului verbal, pentru că s-au întâmplat de foarte multe ori lucrurile astea, așa că voi vota împotrivă. Este obligată dumneavoastră, n-are nicio treabă, nimeni nu poate să-i dea. Este obligată, da, fi manipulată. Poți să discută ședința de Consiliu, sinteza de Consiliu de Ședință, din ședința de Consiliu. Nu poate să o manipuleze nimeni. Înseamnă că e un om slab. Fii refăcut și atunci îl aduceți din nou, supuneți la vot. Oricum, eu n-am înțeles care e opoziția. Care e opoziția? Domnule președinte de ședință, să desfășoate. De bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, dau citire invitației care ați primit-o pe mail. Punctele de pe ordinea de zi sunt în număr de 7 și mai avem punctul 8 de verse. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Sărbători, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 2. Proiect privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică Școala Perești, Cordul Nou, Comuna Sărbători, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, Fondul Local Investiția 1.3, reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Sărbători în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Explorator Teodor Gheorghe Negoiță Sărbători, județul Bacău, pentru anul 2023-2024. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Sărbători în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Jacques Emilia Sărbători, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Proiect de hotărâre numărul 5, privind aprobarea implementării proiectului dotarea unităților de învățământ din Comuna Sărbători, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta C15, educație, obiectiv dotarea cu mobilier, material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din Comuna Sărbători, județul Bacău. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Sărbători, județul Bacău, în tabulării și înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru. Supun la vot ordinea de zi. Voturi pentru. 15. 0. Bun. Proiectul numărul 1. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 1. Domnul Apostol, domnul Ionache. Poftiți. Domnul Apostol. Aici
Este vorba de două probleme incluse în proiectul de hotărâre. O dată schimbarea nivelului de studii pentru o funcție de execuție și a doua actualizarea statului de funcții. Ori corectăm denumirea proiectului de hotărâre, ori rupem acest proiect de hotărâre în două. Ca să se referă la același lucru din conținutul proiectului, cred că cea mai potrivită ar fi corectarea denumirii. Să se schimbe nivelul de studii pentru o funcție de execuție din aparatul de execuție a primarului și actualizarea statului de funcții, pentru că nu au legătură unele cu altele. 2. Această funcție de bibliotecar, că despre ea vorbim, este prevăzută în statul de funcții cu nivelul de studii medii. Până acum 30 de ani a funcționat cu acest nivel de studii. Între timp, la acea bibliotecă publică și pe care ați vrut să o treceți pe linie moartă prin desființarea postului de bibliotecar acum vreo 3 ședințe, dacă vă aduceți aminte, acum vreți să o transformați dintr-o dată din mediu în studii superioare. Repet, în acea bibliotecă publică nu s-a schimbat nimic, nici n-a crescut fondul de carte, nici tematica bibliotecii, nu s-a întâmplat nimic. Și atunci, dumneavoastră, vreți să îngrădiți baza de selecție pentru ocuparea acelui post în prezent vacant, să îngrădiți, să limitați baza de selecție de la studii medii la studii superioare. Și debutant. Deci, practic, fără nicio legătură cu specialitatea funcției. Nicio legătură. Din acest motiv, cred că este inoportună această modificare a nivelului de studii de la medii la superioare, pentru că o șansă pentru acest post să păstreze nivelul de studii medii, o șansă ar fi pentru mult mai mulți cetățeni sau doritori din comuna Sasud să acceseze și să poată fi încadrat pe acest post. Mulțumesc! Răspundeți acum sau aștept domnul Ionac? Răspuns. Eu. Ce aș spus, sunt răcit și sunt protejez colegia mea cu mască. Deci, din acest motiv nu s-a făcut nimic la bibliotecă și a rămas la un stadiu de bibliotecă aproape inexistentă. Pentru că s-au urmărit mediocritatea. Și asta și-am analizat, m-am uitat și la comunele din jur, m-am uitat și la alte comune unde sunt bibliotecari cu experiență, bibliotecari cu studii superioare care au altă viziune să implementeze diverse proiecte pentru biblioteca comunală și pentru a o dezvolta. În acest motiv am ridicat la gradul de superior, debutant chiar, să poată să vină cât mai mulți tineri care au absolvit o facultate de litere, specificată în raportul de acte de proiect de hotărâre, da? Să aibă facultate de litere și să vină să ocupe de bibliotecă. Ne-am săturat să ținem această bibliotecă în loc pentru a ieși cu tare la pensie, pentru a ieși cu Tărescu la pensie și tot așa. Ăsta a fost motivul pentru care am... Și faptul că postul de administrator public a devenit vacant, prin plecarea domnului administrator Luca Nicolae la biserică, a dorit să fie preot și postul a devenit vacant. Cu această ocazie vă spun că postul de administrator public este vacant și faptul că suntem la această ședință și dintre dumneavoastră, toți care sunteți prezenți aici, persoana pe care o consider eu cu experiență, domnul Apostol Constantin, care a fost administrator public 8 ani de zile, indiferent de conjunctură, cum a fost, cum a fost, primarul trebuia să facă treaba. Dacă este de acord, până mâine aștept să vină cu CV-ul să-l angajăm administratorul public la comuna Sascut cu această ocazie publică și dacă nu, de miercuri căutăm alt administrator să, dacă nu vrea să... Întreb la replică, se poate, vă rog? Da, vom menționa numele. În legătură cu propunerea domnului viceprimar, mă simt onorat că îmi recunoaște, știu eu să zic, priceperea în ale administrației pe timpul celor 8 ani de zile, dar mi-e mai bine așa în postura de consilier local să văd din afară ce se întâmplă în administrație, pentru că văd mai bine
decât să mă implic iarăși într-un sistem unde lucrurile, dacă nu sunt suficient de bine coordonate și corectate și conduse, locul meu nu mai este acolo. Am refuzat, după o discuție particulară, privată cu domnul viceprimar, am refuzat atunci acest post și o voi face și acum public de data aceasta. Mulțumesc. Domnule Nec. Din câte știu, posturile sunt blocate, angajările sunt blocate. Deci, până la 31 decembrie, sunt angajările. Intenționați să duceți prin transfer pe cineva? Nu, administratorul public s-a fost. Nu vorbesc de administrat. Noi vorbim strict de proiectul nostru de bibliotecar. Bibliotecar? Sunt toate patru pe același proiect. Da, eu vorbesc strict de bibliotecar. Deci, ați spus că ați mai consultat și patru pe postul unic, pot să fac. Și dacă ne aprobă, o scoate la concurs. Eu a trebuit să ridic la solicitare. Eu, din ce am înțeles din discuțiile cu colegii pe aici, că ar fi o persoană interesată la Bacău și ar vrea să o aduceți prin transfer. Nu, ar fi concurs. Întreb. Eu am întrebat. Nu dacă vrea cineva să vină prin transfer, eu sunt de acord ca să fie, să facă de acolo concurs. Adică n-aș vrea să cred că fii făcut cu dedicație pentru cineva. Nu, o să vedeți că adică scoți postul la concurs. Da. V-ați contrazis singur că ați spus că, domnule, celelalte comune sunt bibliotecari cu experiență. Sunt și cu experiență, sunt și cu experiență. Aici nu-i cu experiență. În funcții de 3 ani, de 2 ani, de un an. Dar nu trec și peste asta. V-am rugat. De fapt, ori aduceți organigrama asta și o modificați de 1000 de ori. V-am rugat și v-am recomandat. Puneți suplimentat un post la achiziții publice, pentru că sunteți deficitare. Lista de investiții nu e implementată nici măcar jumătate. Și ne vom trezi iar la anul, cu excedent și noi n-am făcut nimic. Sunt o grămadă de obiective care nu sunt atinse, nu s-a făcut măcar un referat. Eu am zis că acolo era o urgență să fie suplimentat două posturi, să reorganizați instituția, să găsiți formula, sau mai aveți două posturi, trei vacante. De ce nu ați scos și unul din ăsta să transformați acum? Să înființați un post pe achiziții publice. Nu se face. Avem contract pentru achiziții publice. Și atunci spuneți, vă arăt lista de investiții, să vedeți. Chestiunea cu piața. S-a făcut ceva? Nu. Nici măcar nu referat. Pentru ce vreți dumneavoastră să faceți? Dar nu pentru ce vreau eu. Pentru ce e nevoie în comună. E nevoie de piața asta. Ce ați solicitat dumneavoastră, doar să repară acoperișul la piața. Da, se poate achiziționa și de tarabe. Se poate, da? Se poate face un WC-ul pentru lumea, n-are un să ducă să folosească o toaletă în piață. Ai toaletă? Da, se poate face niște lucruri care sunt bani acum. Eu am venit să vă spun. Adică să vă spun și o părerea mea și lucrez tot în domeniu și aș putea să ajut în chestia asta, cu ce aveți nevoie. Dacă nu se poate, nu se poate. V-am zis, acolo ar fi nevoie. Achizițiile publice sunteți deficitare. Și de asta zic, dacă tot veniți să modificați organigrama asta, cine să nu cont și de aspectul ăsta? Poate ne aduce Dumnezeu la administrator bun care să aibă experiență și pentru achiziții publice. Te vorbești de voință politică. Te vorbești de voință politică. Mulțumesc. Poate, dar nu trebuie să aduci un primar bun în apărere. Poate. Nu te aduci ca un primar bun de vedere. Păi asta zic. Pescul a fost la propus amendamentul dacă e de, proiectul de hotărâre să fie despărțit în două. Una e actualizarea stat de funcții și una e ridicarea în... Votând în bloc, nu știi. Noi am vorbit în contradictoriu pe o jumătate de proiect și pe altul nu avem cum să facem decât să-l aprobăm. Zicând da, ne contrazicem singuri. Bun. Dar odată ce e actualizat statul de funcții, se actualizează cu tot Întâi mă ridicăm nivelul studiilor, dacă se aprobă, și după care actualizăm statul de funcții. Cu hotărârea lor. Am și ceva de adăugat. Spuneți. Domnul Apostol a spus că face mențiune în documentația proiectului despre un absolvent al Facultății de Litere.
Eu propun să extindem un pic și să dăm șansa mai multor candidați pentru a aplica la acest job și să mergem pe tot sectorul de științe umane. Nu neapărat facultate de litere, da? Poate fi foarte bine filologie, istorie. Totuși, biblioteca, nu știu. Trebuie să spuneți că fiecare care este pe post acum, are specializare, are studiile necesare. Hai, supun la vot amendamentul, domnule apostol, să despărțim în două proiectul de hotărâre. Votul pentru. Eu n-am înțeles cum să-l despărțim în două. Sunt două locuri totale de încheiere. Statul de proces se actualizează după ce trece prima fază. Dacă nu trece prima fază, ce se actualizează? Domnul Oiera, părțim în două. Vădă pentru. Nu votez așa ca primarul? Nu votez ca primarul. Eu am întrebat. Deci dacă prima fază, deci se acceptă și se votează, să ajungă la studii superioare, obligatoriu trebuie actualizat statul de funcție. Și, noi, și cum se împart în două? Eu tot nu înțeleg. Se împart proiectul în două. Cum? Adică? Eu nu pot să-l supun la vot. Ambele sunt legate de altul. Ce a spus și dumneavoastră? Ce a spus și domnul Ana? Ce a spus și domnul Apostă? Asta e treaba mea. Votat în conștiință de cauză. Mă bucur. Nu înțeleg, deci. Fiecare amendament, fiecare poate să propună orice. Asta nu înseamnă că nu trebuie să iau în considerare ce a spus dumneavoastră, ce a spus un apostol, ce a spus altcineva. Supun la vot amendamentul domnului apostol. Votul pentru. Sunt 6. Împotrivă. 8. Domnul Ianache, abțin. Bun. Supun la vot amendamentul domnului Ana, care a propus să nu fie vot doar de litere, să fie și altcineva. Votul pentru. 7. Împotrivă. 8. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma care a fost depus. Votul pentru. 8. Împotrivă. 6. Obținere la dumneavoastră. Obțineți dumneavoastră. Proiect de hotărâre numărul 2. Avizul comisiei. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții la subiectul numărul 2. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 2. Votul pentru. 14. Domnul Ianache. Și dumneavoastră. 15. Proiectul de hotărâre numărul 3. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil, 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 pentru că sunt propuneri. Desemnare reprezentanță în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale. Propune domnul Luci și domnul Idriu. Domnul Luci, propune. Propun pentru școala gimnazială în continuare domnul Costea Nicolae, că știe ce se întâmplă acolo, și domnul Dragoș Ștefan Darabani. Domnul Idriu. Propuneri. Prima propunere e la același lucru, mă gândisem, ca și domnul Costea. Da. Și a doua propunere e pe domnul Ana Iune. Ok. Propunerea numărul 1, ca în Consiliul de Administrație să fie domnul Costea și domnul Dărăban. Votul pentru. Opt voturi pentru, împotrivă. Puneți tot restul. 7. Bun, propunerea numărul 2, ca să fie domnul Costea, domnul Ana, votul pentru. Deci, 7 cu 8, las așa, băieții nu, da. Nu s-au hotărât. 7 cu 8, bine, 7 cu 8, 7 pentru 8 împătrivă. Deci, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale s-a scut, din partea Consiliului Local, va fi domnul Dr. Drăban și domnul Costea. Bun. Proiect de hotărâre numărul 4. Propuneri pe care era la diverse. Eu vă citesc doar ce este în proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre scrie Consiliul de Administrație. Proiectul numărul 4. Desemnare reprezentanță în Consiliul de Administrație al Liceului. Avizul comisiilor bănuiesc e favorabil. Propuneri pentru ceau din Liceul Tehnologic Jacques Emilias. Propunere. I-aș propune la liceu pe domnul Marin Romeo și domnul Cârmacea. Propunerea 1. Mai sunt alte propuneri? Da, votați împotrivă numai
Bun. Supun la vot propunerea dumneavoastră. Voturi pentru 8, 9, 10. Stai, a ridicat. Domnul Nache, văd patru numai. 15? 15, atunci. Și 0 în 4. Proiect de hotărâre numărul 5. Avizul comisiilor. Aparate. 2. Favorabil. 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 5. Nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 5. Voturi pentru. Așa de o întrebare aici. Poftiză. Ce zi se face de inspectorat, de minister, achiziția bunurilor respectiv? Sau le face OATL? OATL. OATL direct? Acum. Acum. Mulțumesc. Ok. Deci, 15 vot. 15 pentru, 0-2. Proiect de hotărâre numărul 6. Avizul comisiilor. Aparate. Pago. Comisia 2. Nefavorabil. Nefavorabil. Comisia 3. Favorabil. Bun. Dacă sunt discuții la proiectul numărul 7, poftiți domnul. Da, în calitate de inițiator, de co-inițiator al acestui proiect de hotărâre, împreună cu colegul Ilie Gheorghiță, ne-am deplasat în sat și am purtat discuții cu locuitori de pe străzile respective, care și-au exprimat intenția cu privire la denumirea care doresc să o aibă strada pe care locuiesc dumnealor. S-au făcut și niște liste de semnături, nu au fost adăugate în documentație, deoarece nu sunt obligatorii. Există și o solicitare, nu voi pronunța numele, deoarece ați primit-o deja la documentație și am fost rugați să discutăm în comisii. În comisii știți foarte bine că subiectele au fost diverse și nu s-a abordat acest subiect. În care iarăși suntem rugați să ținem cont de părerea respective persoane pentru modificarea numelui unei străzi și pentru a pune punct unor discuții în contradictoriu, dat fiind faptul că părintele a păstorit în sectorul 1, iar strada atribuită este în sectorul 2. Mulți dintre dumneavoastră poate nu știți, când vine vorba de o parohie unde sunt doi preoți, fiecare are un sector. Cu molitva merge preotul de sector, cu împărtășirea persoanelor bolnave de asemenea, spovedania și așa mai departe. Prin urmare, credincioșii dintr-o parohie unde sunt doi preoți sunt oarecum un pic mai mult atașați de preotul de sector decât de celălalt preot. Desigur, ambii merită respectul și n-am spus niciodată că aș fi împotriva atribuirii unei nume de străzi respectivilor preoți. În urma solicitării primite, care, repet, a fost atașată la documentație, în urma consultării cetățenilor, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre și am rugămintea unui vot favorabil. Vă mulțumesc! Mai iau cineva? Domnul Luciu. Discuția cu schimbarea denumirii de străzi s-a mai fost adusă într-o altă ședință din Consiliul Local. Și atunci, ca și acum, vreau să vă aduc la cunoștință, să votați în cunoștință de cauză. Începând din februarie, Ministerul Fondurilor Europene derulează un program plata energiei per gospodărie. Ca să poți beneficia de acel card, așa zis card de energie, trebuie să-ți corespundă adresa de pe card, adresa de pe buletin și adresa efectivă a străzii. În impactul care va avea o schimbare în timpul cât se derulează contractul ăsta, vor fi 62 de locuințe pe strada față, pe cerul, 21 de carduri emise pe tablagiile. În momentul în care s-o schimba denumirea, cardurile astea vor deveni nule.
Deci trebuie să aduci înapoi, retrimisă, schimbat factoră de lumină, schimbat card, schimbat buletin. În momentul în care se fac. Acum dumneavoastră hotărâți dacă este momentul să schimbăm sau nu este momentul să schimbăm. Nu se știe, s-ar putea programul ăsta să termine în ianuarie, s-ar putea să termine în martie, s-ar putea să mai dureze un an. Sunt bani din fonduri europene. Inițial, prima dată, s-o mers cât să xeroxa, se făcea. Acum, buletinul se așează pe factură și se pozează. Automat se duce în sistemul informatic. În momentul în care nu se corespunde buletinul factura, se le dă afară și omul este nevoit să-și plătească factura. Drept urmare, am vrut să votați în cunoștință de cauză. Dați-mi voie să spun. Vă spun. Deci am verificat informația pe care ați mai transmis-o cu altă ocazie, în luna martie, dacă nu greșesc, 2023. Informația nu este adevărată, nu are nicio relevanță. Omul poate să schimbe buletinul, poate să noi ca autoritate publică locală avem în atribuții posibilitatea să modificăm numele străzilor ori de câte ori dorim, desigur, justificat, având un motiv, da, justificat. Prin urmare, fondurile europene care sunt legate strict de numele persoanei și de CNP-ul persoanei nu pot fi îngrădite de schimbarea denumirii unei străzi. Vă spun acest lucru deoarece mama mea, da, este o beneficiară și am sunat expres să vedem dacă informația transmisă de domnul Gărmacea este adevărată. Din informațiile primite, informația nu este adevărată. Și mi-asum ceea ce spun în mod public. Vă mulțumesc. Domnul președinte, fiind co-inițiator de proiect, vreau să vă spun că nu a fost inițiativa noastră, a celor doi consilieri. Am fost solicitați de către cetățenii satului și știți cum e. Nu te duci, zici că ești dezinteresat, că nu bagi lumea în seamă și au dreptate oamenii, odată și te cheamă să verifici o problemă, trebuie să te duci să vezi dacă e așa sau nu e așa. Trebuie să înțelegeți că pe aceste străzi nu stau doar oamenii care să ziceți că ar susține opoziție. Băi, v-ați dus voi la voștri, că vreți voi. Cam așa se interpretează la noi la SASCO de fiecare dată. Noi am discutat cu fiecare, am fost la fiecare om la loc, care i-am găsit acasă, bineînțeles. Acum, dumneavoastră, trebuie să vă amintiți că recent au mai fost date niște denumiri de străzi la inițiativa domnului Costel Popa, pare în asem, sau chiar a fost proiectul domnului Apostol, nu mai amintesc exact. Cum să înțelegem? Că acolo unde nu este putință, nu este nici voință. Acum, ca acest proiect, dacă nu trece, nu e vorba că nu trece proiectul lui Ionela sau proiectul lui Gheorghiță Ilie. Nu trece dorința unor cetățeni. Trebuie să ne asumăm toți. Eu am spus și în acel filmuleț pe care sunt convins că l-ați vizionat toți referitori la dispensar, am spus că îmi păncești. Și am 61 de ani și știu ce spun. Au fost 4 persoane foarte iubite de cetățeni. Preotul Maftei, preotul Cercu, preotul Nebuiță și doctorul Balaș. Nu este o rea voință, nu are nimeni de treabă. Acum, domnul colegana stă pe strada respectivă căruia vrem să-i schimbăm numele. Și eu am fost puțin mai retras în discuții, doar am ascultat. Exact ce spunea dumnealui, asta spuneau oamenii. Noi l-am apreciat pe preotul Cerbul, apreciem, putem în continuare Dumnezeu să-l ierte pentru ceea ce a făcut pentru satul Pâncești, dar dacă s-ar vrea și n-ar mai fi hâra asta între noi, așa, s-ar găsi o altă stradă care să-i fie atribuit numele dumnealui. Așa că noi vom vota astăzi pentru dorința cetățenilor din acea, de pe cele două străzi. Deci vreau să-i dau votați în consecință.
Acum, în următoarea ședință vă voi aduce instrucțiunile pe care sunt case. În următoarea ședință vi le pun la dispoziție să vedeți că nu ați verificat instrucțiunile noastre poștale. Nu știu cu cine ați vorbit. Instrucțiunea de la Ministerul, ba mai mult de atâta. Faptul că până acum s-au luat xeroxatii și nu am scanat documentele prezentate de oameni, când instrucțiunile ne spunea foarte clar, scanăm buletinul, scanăm cardul, scanăm factura. Toate trei să fie liniare. Faptul că în oficiile de poștă durau foarte mult timp procesul ăsta și oamenii erau la rând, cineva a luat măsura să vină cu documentele xeroxate, să le avem la dosar. Ei, țin să vă anunț că acum ne-au pus să scanăm și să încărcăm informatic toate documentele care s-au plătit din luna martie, februarie-martie. Acum, haideți să vă zic că îl cunosc pe domnul apostol, știu că stă în Târgușor. S-au mai făcut și chestii de astea și-au trecut. Nu știu cine va plăti. Ori poșta, ori cineva care nu și-a respectat instrucțiunea, angajatul și așa mai departe. Deci, vă pun la dispoziție instrucțiunea pe care se încasează cardurile MIPE în oficiile poștale. Da? Deci adresa de pe card cu adresa de pe buletin trebuie să corespundă cu adresa de pe factură. Dar pe celălalt e stres, că ne-am schimbat noi de el în bine. Nu trebuie. S-au dus oamenii și și-au schimbat buletinul și acum trimit oameni care... Da, sunt oameni care... Se întâmplă cu 80 de inși treaba asta. Eu v-am adus la cunoștință să votați. Convins cu 80 de inși s-au schimbat buletinul. Dacă am distribuit cardurile la Bărcești. Acolo, pe străzile astea două. Da, pe stradă, pe fiecare stradă știi exact numărul domnului Gheorghiță, că lucrezi acolo. Da. Și deci informația de 62 și 21 de carduri este corectă. Vă spun că este corectă. Vă demonstrez și cu listele de distribuire. Dar nu trebuie în Consiliul Local dumneavoastră să aduceți o discuție vis-a-vis de dispoziții. Eu am adus o discuție pentru cetățeni. Da, ce impact implică acum, cât timp se derulează programul ăsta? Pe să vă întrebați și pe celălalt de stres. Altcineva mai vrește să da. Fiecare să votez în cunoștință de cauză și... La proiectul numărul 6. Dacă dați, doriți un pic, sigur. Am lucrat acolo pe față zile trecute și am schimbat punuta de apă. Am discutat cu oamenii în via, în ceea ce zice domnul consilier Ana. Și bine să-l vreo doi pe acolo și domnule, dar mai bine ați dat numele primar Răuță Ioan. Tot atât să ceap, toți poate îl votează toți. Primar Răuță Ioan și așa îmi bea oameni pe față. Serios, acum, da, erau prin moșați șapte băieți de acolo. Dacă îi trebuie pe buletinul din vot, să vezi o să și ia cu mai multe voturi ca dumneavoastră. Da. Acum, dași consilieri, eu înțeleg, într-adevăr, eu nebunii cu adresele astea, vin la primărie. Dar nu vă trebuie să schimbi. Ne jur lumea pe toți, cu schimbatul străzul, da, că știa ce se întâmplă, lăsa cu Dumnezeu. Exact, făcut aiurea, rău. A fost în jurătul primind când vă bate jos. La Berești, de exemplu, sunt câțiva care a fost de fapt. Nu știu cine a gândit-o, dar e prost tare gândită. Prost. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul numărul 6, privind schimbarea de lumină. Votul pentru. 7 voturi. Împotrivă. 8. Abținere. Proiectul numărul 7. Avizul comisiilor. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Discuții la proiectul numărul 7. Mm-hmm. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 7. Voturi pentru. Fiecare schimbă și numele și tot. Și dacă nu sunt discuții, dar ce este? Am întrebat discuții, întrebați fiecare. Cum? Tot se ridică mâna tu. Să ce l-am făcut? Să-i dau poate, să-i dau poate. Deci ea șoptit ea? Nu vorbește așa lumea de televizit, de la ce? Să-i discut. Vă rog frumos să fiți atent. Mă, da, eram în datea, dar era atent la el. Zic. Nu, era atent la dumneavoastră. Era atent la el, cum? Bine, domnule. Vă sugerez filmarea să vedem cine la cine era atent. Satan la bucătate. Hai, vă rog frumos. Deci, discuția la proiectul numărul 7. Vă rog să ajungi, vă rog, dați-vă afară. Domnul Chiriac, discuția la proiectul numărul 7. Rugați-l pe inițiator, vă rog, să ne facă câteva precizări legate de educațiile astea înainte de asta. Ok. Bine, deci este vorba, în proiectul de hotărâre, e vorba despre trei terenuri pe care le-am analizat
și le-am studiat să nu fie vreun alte proprietate pe vreunul dintre ele. Este vorba despre terenul de la stația de epurare, unde este foarte mult teren în jur, care este teren netrebnic, neatribuit cuiva, și este vorba despre terenul de la Pâncești, de sus, de la unde e forajul la Filip, acolo sus, perimetrul de 100 și ceva de metri pătrați, pentru cel de-al doilea foraj, și este vorba de fântânele, sus la Orboiu, pentru implementarea forajului pentru care am prins bani în ședința trecută. Pentru a face carte funciară și să dovedim că terenul este al primăriei, este nevoie de acest proiect de hotărâre prin care noi ne-l însușim, nefiind al cuiva, este un teren care este pe teritoriul comunei Sascut, nefiind atribuit cu titlul de proprietate vreunei persoane din comuna Sascut, și noi ne-l însușim și cu acest proiect de hotărâre facem carte funciară pentru a face extinderea stației de purare pentru adăpostul de câini fără stăpân, pentru forajul numărul 2 la Pâncești, 3, spunem, și la fântânele pentru forajul pe care am vrea să-l facem sus la Orboiu, ca să deservească tot fântânele. Din acest motiv este nevoie să facem acest proiect de hotărâre, ca în curs săptămâni viitoare să emită carte funciară pe fiecare al comunei Sascut, să putem să implementăm aceste proiecte. Acesta e. Păi nu trebuia prima dată făcut, de exemplu, ăla de la Pâncești, cartea funciară, după aceea făcut forajul? Pentru cartea funciară am nevoie de proiectul de hotărâre. Păi și dacă spun forajul tot s-a făcut, ce sunt grosare? Punem căruța înaintea boilor? Păi trebuia cu proprietatea spus la autorizează. Autorizează. Trebuia cu proprietatea, ca ce am spus la autorizează. Păi și dacă între timp apărea cineva și îți ia, uite, astea sărtirile pe... Poate să apară și omul ei. Eu sunt proprietar. Așa vorbele știi cum, nu se pun la dosare. Domnul Apostol, scoate-ne la din față. Arde adevărul. Nu, că nu am eu adevărul absolut. Eu mă uit pe raportul de specialitate, făcut tocmai de un specialist din primărie, care invocă drept bază legală pentru intabularea acestor trei terenuri. O lege, numărul 7/96 a cadastrului, modificată și completată prin ordonanța 31/2018, care precizează că pentru intabularea domeniilor proprietate publică a OAT-urilor, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate. Nu sunt. Da? N-au fost revendicate, noi nu avem pe ele contract de vânzare, cumpărare. Nu. Deci nu avem niciun act de proprietate. Iar în lipsa acestora, situația de față, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărârea Guvernului, în cazul județului Bacău, HGS 1347, anexa 71, Sascut. Întrebare pentru înlocuitorul secretarului general. Aceste trei terenuri, cu siguranță unul da, aceste trei terenuri sunt prevăzute în inventarul domeniului public, anexa 71 a OAT Sascut? Nu sunt prevăzute, dar scrie... Nu? Nu. Da sau nu? Nu. Bun. Dacă nu sunt prevăzute, atunci cum le scoatem noi la intabulare? Unul singur este, cu siguranță, pentru că acolo s-au făcut investiții pe fonduri europene să aparce, nu putea să dea aprobare de investiție la stația de epurare pentru modernizare și extindere, dacă nu era prevăzut în inventarul domeniului public. De acolo, clar. Este prevăzută. Asta da? Da. Asta da. Da. Celelalte două sunt prevăzute în inventarul domeniului public? Pentru că noi vorbim doar de intabulare aici, nu de introducere în domeniul public. Pentru cel de la Pâncești este, tot prin hotărâre de Consiliu Local, 65/9. Băi, 171 de metri? Da, este o diferență. Deci avem, pentru o parte avem carte funciară, este deja prin hotărâre de Consiliu Local. Unde am fost pus? Este hotărâre de Consiliu Local. E completare? Da. 65/2011. Hotărâre Consiliu Local. 2016. Sunt două loturi total distincte, diferență de 100 și ceva de metri. Diferență mare de amplasament. 176 este 566 metri plus ăsta, 176. Deci avem pentru ăla. Este separat. Nu este separat, sigur nu e. Deci avem 171 de metri ăștia, 176 de metri în inventarul domeniului public prevăzuți? Inventar nu, dar nu asta pentru de asta nu trebuie să fie actualizat inventarul domeniului și vor face tot. Dom'le, ca să ajungi în inventarul domeniului public cu bunuri, procedura nu este asta.
Procedura este inițiere hotărâre de guvern de către Consiliul Județean. Nu e singura comună care se însușește terenuri care sunt pe raza comunei Sascur. Tot ce există pe raza comunei Sascur poate fi al UAT-ului dacă nu există un alt de proprietate. Dar nu e singura. Nu vă contrazic. Dar la alt Sascur s-a încheiat cumva aplicarea legilor fondului funciar? Nicăieri nu mai era, s-a încheiat. Da, s-a încheiat, s-a încheiat. Deci, în momentul în care se declară încheierea drepturilor cedării, de-abia atunci este valabil, ce spune doamnul Piciu. În care comună s-a valut? Domnul Sobiescu a spus, vreau să joacă comunii, joacă parcă să și întrebarea mea este, de ce ați invitat? De ce ați apelat la... Plăgeștiu, dar este discuție. De ce ați apelat la alt cadastrist? Dacă noi facem cadastru sistematizat la Sascu, de ce ați apelat la alt topometrist? Nu are timp, domnul Sobiescu. Ai lăsat-o, ăla mai făcea și gratis. Nu are timp, am dat, dar toate terenurile care trebuie date, pentru că trebuie oameni, nu vrea la fiecare schiță, vrea contractul și nu are timp, pur și simplu, că este întârziere cu lucrare, el dă și de lucrare. Ai lucrare în întârziere și să spun sparcă. Deci, din punctul meu de vedere, personal, vedeți și dumneavoastră legislația, ți-și spune, în momentul în care aceste terenuri sau unul din aceste terenuri nu este în inventarul domeniului public, nu are cum să fie intabulat în formarea asta, în formul asta. Poate să vă aduc carte funciară într-o săptămână, după proiectul de hotărâre. Totul, vă trebuie două, trei. Să aprobă ca să vă trebuie două, trei. Nu trebuie, decât jumătate cu sunt. Sau? Păi nu. Pe cum? Îl scoateți din... Nu îl vindem, domnul consilier, dacă nu vă știți... Nu aveți de unde să știți, dacă în până momentul de față nu aveți nicio revendicare, nu aveți de unde să știți că nu va mai fi... Nu există solicitare și dacă este, nu să fie dat în altă parte. După ce nu veți mai fi dumneavoastră viceprimar, peste 4, 10, 15 ani și apare solicitare... O să fiu primar atunci, domnul consilier. Ia uitați. Dar nu e singur dacă vreți neapărat poți proaște. Dar nu puteți să luăm niște pământuri ale unor oameni pe care încă nu-i știm și să-i băgăm în domeniul public ca să ce? Ca să facem gospodărie de apă. Nu așa! Nu așa! Nu așa! Nu luăm niște terenuri care s-au o proprietate incertă? Da. Atunci hai să le zicem confiscare, să nu le mai zicem intabulare. Confiscăm terenurile astea, că nu au fost revendicate. Poate confisce terenul acolo, când este un proprietar. Dar aici nu există. Există teren care aparține. Asumați-vă răspunderea cu votul dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Ionaică. Da, deci tot la terenul ăsta vreau să mă refer și eu. Dacă el nu este în proprietatea noastră, nu există nicio dovadă la instanță. Există vreo dovadă că nu este în vreun litigiu. A solicitat un document. A verificat la cadastru. Nu la cadastru. În instanță vorbesc. Să nu fie litigii pe drepturile astea. Măcar. Una, doi la mână. Nu s-a expirat termenul de revendicare. Noi ne asumăm acum să luăm un bun care poate nu este al nostru și nu este al nostru. Ne-l asumăm, îl și intabulăm și dublă ilegalitate. Bă, nu vreau pentru mine. Eu am înțeles. Oameni să-i fac o spădărie de apă, dacă este pentru utilitate publică și pentru oameni, în forma... poate să facem carte funciară. Dacă este pentru utilitate publică, se poate la altă parte, dacă nu e problemă dacă vei cineva solicită. Legea ne permite nou, pentru obiective de interes public, să expropriem. Aia e altceva. Putem să identificăm proprietarul, dacă există un proprietar, sau ne asigurăm 100% că nu este în litigiu nicăieri, sau nu există un proprietar, poate este proprietar pe acel suprafață teren și nu-i s-a emis termenul de proprietate. Deci, în forma în care îi prezenta proiectul, nu este ok. Eu vă spun din punct de vedere juridic. Dumneavoastră votați, fac și eu ca domnul acolo. Votați. Propunerea 1200 de hectare care sunt măsite, să le luăm și pe nu e nici la domeniu privat ca să fie dat. Am înțeles. Eu vă spun că nu forma proiectului prezentat, e ok. Rezolvarea este, trebuie, eu vă spun doar de formă. Aici forma de ridicare. Eu mi-l asum că este al nostru atâta timpul, nu a fost solicitat de către o persoană din comună. Nimeni n-a putut dispune. Ce vă asumați? Votul nostru vă asumați. Așa s-a spus. Vine cineva și zice că e al lui terenul, ne dă judecată pe noi toți. Nu interesează nimic pentru oameni. Știu că nu interesează. Interesează pe mea ușa care. Procedura nu este respectată. Nu faceți cum vreți. Mai citiți o dată procedura, că aveți documentele în față. Mai citiți o dată, ca să știți ce votați. Nu, că nu interesează pe dumneavoastră. Ce pe ordine? Pe mine sale papii. Azi poți să vină justiția și o să-i ia la urmă. Dacă aveți
știți altceva din da, eu vreau să spun, dacă tot am ajuns la momentul adevărului și-l văd... Deci, domnul, am zis domnul Costea, adică mă. Vă rog, domnul Costea și apoi. Da. Eu plec de la premisa faptului că toate terenurile din Sascut au fost proprietăți. Toate! Deci nu există un metru de teren care să nu fi fost proprietar. Declarate sau nedeclarate? Da. Declarate sau nedeclarate? Da. Toate au fost sau fără acte? Corect. Și acum sunt multe ținute fără acte. Sigur. Toate au fost. Asta nu înseamnă că sunt proprietate acte fără acte. Ce se întâmplă? Sunt oameni care au acte. Da. Da. Și care n-au revendicat încă teren. Nu mă așa. Sunt multe. Nu? Ei, și asta este posibil. Și atunci ajungem la problema. Și cum e de făcut, domnul Lucin? Dacă omul ați nu mai iertați, da. Mii discuții în cer. Dacă ați spus o chestie care sunt ținute cu acte și fără acte, dar dacă omul a avut înainte și a fost al lui și datorită faptului că se plătea enorm de mult, nu l-a declarat acum ce să fac, să viu eu, să iei eu, sau cum ar fi corect? Din nu, poziția dumneavoastră. Fiecare bun care este în proprietatea ta, da. Trebuie să-l dovedești că este a tău. Da. Poți să-l primești de la cineva care îl stăpânește. Poți să-l fii proprietatea altul. Trebuie să ne gândim că facem apă pentru oameni și oricare om ar veni și ar avea teren acolo, cred că va fi de bună credință să înțeleagă că e pentru oameni. Și noi putem să-i dăm în altă parte. Eu asta văd. Nu se ce nu vă spune. Asta e părerea mea. Nu vă supăr la vede că dar nu pot fi de aceeași părere ca capitan. Eu ăsta cred. Despre mine cred. Doar părerea mea personală. Legal, deci, da, asta e problema. Nu, deci, eu încă dată vreau să vă zic părerea mea. De ce nu ați făcut-o legal? Când aveați toate avizile și acest era cu carte, funciar, ne-a trebuit. Cum v-ați permis să faceți o investiție pe o proprietate care a făcut investiția credeți cumva că dacă stai după avizie rezolvi problema apei la oameni? Da, domne, că da. Trei ani de când urlă lumea din satele astea. Deci acum mai stăm trei, dacă facem. Acum mai stăm încă trei, dacă facem... Domnule, dar de trei ani nu s-a gândit administrația, hai să zicem, domnul Răuț nu mai este, Dumnezeu. Dar domnul Apostol a fost în primărie. 6 ani, 7 ani. Haideți, dacă vreți să votați, votați. Noi să votăm, dar ne puneți întotdeauna în fața unor fapte care nu sunt ilegale. Care nu sunt legale. Legale, mă scuzați, da. Nu sunt legale. Domnul Ana, mai aveți ceva? Da, da, sigur. Este un proiect care nu a urmat pașii normali. Este un proiect fără proiect. Ce am vrut până? Da? Este o investiție care nu are la bază un proiect, nu are la bază niciun aviz. Iar domnii din fața dumneavoastră au făcut o plată pentru o lucrare executată pe un domeniu privat. Domnul care are via exact lângă mi-a spus că acel teren îi aparține dumnealui. Și întâmplător a avut loc această discuție în fața casei mele. Și există dovezi că a spus acest lucru. Pe dumneavoastră veniți acum și spuneți că nu-i aparține nimănui acel teren. Pe acel teren este vie? Da. Și atunci vie aia cine a pus-o? Voi acolo vie. Vă rog să votați în cunoștință de cauză, pentru că comiteți o ilegalitate. Rămâne filmarea. Dacă nu mai sunt alte discuții, așa de sigur că e ilegal. Supun la vot proiectul numărul 7. Votul pentru. Împotrivă. 8-7. La diverse erau cererile școlii gimnaziale și automată să aceleași la liceu tehnologic privind comisiile din CEA, violență, bullying. Și dacă mai dorește cineva la diverse, dintre consilieri, domnul Ilie, domnul Enache, propuneri privind comisiile la școala gimnazială. Erau mai multe comisii. Comisia din CEA sau pe cea mai bun bloc sau ce? Da.
sau vreți separat. Da. Poftiți, domnul. Dar pentru școala generală, domnul Maria? Pentru bunii. Da. Bun, am votat. Reprezentam. Am votat Bobo. Da. Am mai fost. Am mai fost. Și la liceu, doamna directoră Carmen Stanș. Pentru liceu. Adjunct. Adjunct. Doamna directoră, adjunct. Bă, ok. Deci, domnul... Acolo puteți să fiți și director și consilier. Nu, la liceu. La liceu. La liceu, asta. La gimnazială, nu mai e voie. Deja. Bun. S-a autopropus, doamna, dacă n-a propus-o nimeni, s-a autopropus, domnule. Eu? Da, domnule Iamina. Nici măcar n-aș spune, domnule. Vă rog. Da. Eu nu m-am autopropus, eu n-am zis nimic. Nu, am zis că eu sunt... Nu, la nivelul școlii gimnaziale face parte funcția de bullying. Domnul Chiria. Este pe violent. Domnul Chiria, că mai fost. Era vorba de liceu. Bun, comisia de bullying la școala gimnazială, domnul Chiria, votul pentru. Fără violență. La liceu, la aceeași comisie, doamna Stanciu. Deci am stabilit comisia de bullying. Comisia CA, evaluare și asigurare calității. Propuneri la școala gimnazială. Doamna Stanciu. Propun, doamna Stanciu. Din comisia CA la școala gimnazială, s-o propun, doamna Sandu, eu fac parte din comisia CA, votată de colegi. Nu, v-ați votat, dar v-ați autopropus, ați fost singura care v-ați autopropus. Da, fi. Nu știam că sunteți profesor. Nu ești profesor în sală sau mă informați? Nici nu v-ați dat voie să vorbim. Deci, doamna Stanciu a propus-o pe doamna Sandu pentru școala gimnazială s-a scut. Da. Pentru liceu, aceeași comisie, cea... Domnul Costea, nu propune? Da, aș propune ca să fie domnul Apus. Alte propuneri? Nu. Să pun la vot atunci propunerea doamnei Stanciu la școala gimnazială, doamna Sandu. Votul pentru... Păi, dacă avem educație, voi de zană. Păi, să vă dăm. Domnul Apostol Constantin. Ești corect, doamna Apostol, și se plătește. Doamna, avem o comisie... Bulimul ăsta. Antiviolență. Eu mi-aș propune să se... Propuneri la școala gimnazială s-a scos. Aș propune pe dumneavoastră, domnul... Vreau să vă păzesc. Să nu vă bateți cu domnul Chirea. Că stați amândoi, auzi, vă păzesc, că era bullying. Dar nu de domnul Pungin, domnul la bullying. Sunt două comisii, doamna la perite. Adică... Iar la liceu pe domnul doctor Dărăban. La liceu domnul doctor Dărăban, ați aplica mâna? Hai, spuneți. Cine era și propus la... Cu violența? Da. De asta e cu violență. Anticiolență. Bun. Deci, dumneavoastră îmi propuneți cu domnii la școală sau la liceu? Sau la ambele? La ambele. Ok. Domnul Costea îmi propune cu domnii lui. Noi votăm domnul doctor, că noi pacifist. Da. Bun. Prima propunere a doamnei Sandu. Domnul... Voturi pentru. Domnul Arisarin, la gimnaziu. Comisie de lucru. Și domnul doctor Drăban. Bun. Și propunerea a doua, domnului Costea, pentru domnul Ilie. Votul pentru... Eu mă mai pot da, vota. Da, da. Bineînțeles, da. Suplea. Da. Nu locuitor. Bun. La diverse, domnul Costea. Vorbim de faptul că facem adăpostul ăla pentru că, nu știu, nu-i vina dumneavoastră, nici a noastră. Acum 3 zile, deci înainte de sâmbătă, o haită era întreagă prin parte și se vedeau că s-a dus și că nu erau ai locatarilor din zonă, pentru că erau speriați, nu-și găseau locul, alergau în toate direcțiile. Trebuie să facem ceva, că... Vă spun eu, ce spune? Ați amintit când era domnul Răuță, spunea că ei vei duc în excursii. Ăia care au dus pe timpul lui, acum s-au dus înapoi. Au venit la ea înapoi. Voi și de-aia n-ai văzut, că tot ăla venit.
E primul, domnule. E primul. Duc și alții în excursii. Nu, la Valea Natului a venit când a fost ploaia aceea, a fost urât, știți, și a stricat drumul. S-a încercat să se rezolve cât de cât problema acolo, dar râul nu are albie. Dincolo de pod. Dincolo de pod, a intrat pe drum. Pe drum, efectiv. Acum, deci, apa nu se mai duce pe pârâu, când va veni din nou ploaie. Facem un zid acolo. Nu știu ce trebuie să facem, să veniți, să vedeți la fața locului, ca săpat, efectiv, și în drum. Nu mai este albia veche. Vezi, au fost pe acolo. Cum? Nu mai este pe albia veche. Da. Și... cred că trebuie văzut acolo podul ăla, nu știu cum, ori mărit, făcut încă un tub, ori un pod cum a fost, că practic acolo a fost pod cu boltă. Știți cum erau vechele poduri, care mai s-a cerut la scurt față, față decât vei tubul ăsta, adică vă rețetă. Sunt două tuburi. E unul mai posibil. E unul. Ăsta care îți duce în... Da, e unul. Care duce în... Unul este ăla care vine din ea. Două sunt acolo. Nu, la fântânii unul. Unul, vă spun eu, vă spun sigur. Nu, sigur. Când cobori la Valea Neagră să treci podul. Nu, dar știi că este vorba că a fost acolo, nu? Așa. Sunt două, unul acolo și unul lângă, da. Așa. Și trebuie să... A, nu, că la e alături. Da. Altă scurgere. Da. Nu, eu vorbesc despre pârâul care vine din pădure. Ăla, acolo și acolo. Acolo totdeauna vor fi probleme. Și trebuie să ne rezolvăm. Dacă sunt câteva locuințe și văd că au venit tineri. Într-un timp, satul îmbătrânise și chiar se derăpânase. A început să se refacă satul. Te văd în gazdă, dar acum ajungeți. Asta e altceva, dar să facem ce se poate face. Da. Rest cu apă, am vorbit și cu Costel, am văzut să oamenilor li s-a promis. Doamne, știți, avem și vă spus până în urmă, ce e făcut de până nu fac autorizații, termin cu el, nu autorizează. Da, acolo nu-i problema, acolo este. Ăla de la Bălcuța. Singurul autorizat e Bălcuța. Ăla care l-am dat noi informații, i-a pus apometru, știți, ăla care a fost compromis din urmă, care l-am refugat. Da, da. Știi, mă rog. Da, bine. Da, vreau să le-ați spus. La discuțiile cu oameni, da. S-a promis pe lucru și de câte ori într-un sat, cu termin cu autorizarea Italului. Zice, domnule, dar... Vine sudorul. Dar ăsta e motivul, domnul. Da. Ăsta e motivul. Motivul este sudorul. Sudorul. Dar sudorul, tu asta vreau să putem. Acum știam pe altceva. Sudorul nu autorizați. Sudorul și gata. Nu, domnul. Sudorul, da. Legea s-a luat. Da, da. Domnul are autorizat. Era un sudor neapărat nu are autorizat. Mă spun motivul cu oamenii așteaptă. El asta a fost viață Gheorgheț... Plăraru și-a transmis altceva, că nu are autorizație, că nu știu cine de la PNL a fi transmis, a fi făcut. Nu e adevărat. Nu există, n-au avut timp, băieți, de la dumneavoastră, că de-ați vorbit și puțin, n-au avut timp să legi, când vor veni mâini pe mâini, leagă și dă drumul la apă și gata. Nu cred că se face. Orice foraj trebuie să aibă apometru când dăm apă din el în conductă. Ca să poți să-i pui apometru, trebuie autorizat. Te dați și uitați-vă acum? Da, noi l-am construit, dar nu am dat folosință, până autorizăm. Da. Nu, dar se rezolvă. Pleacă și la situația că s-a promis oamenilor, știți? Domnul consilier, tot noi o facem, tot noi. Și așa spune, pleacă o facem, da. Încă o problemă, consilierul, pentru tine, dacă intervin și așa, adică și-o mână, și nu am citat acolo ăsta. Urma domnul Iosu. Pentru tine, domnul Popa, la Conțești, tocmai pe capul s-a dat pe la stâncile pe acolo, nu se poate cicla aproape deloc cu mașina. Te-a rugat, te-a rugat și către. Deci te-a rugat să trimiți un mână. Altcineva a zis, mă pic, cine este piatra? Piatra sunt eu din Suie, vin la Vare, la Ionțeanu și o iei de acolo, care au luat-o de la Delosul. Și e șanstoară. E șanstoară. Deci nu mai știu, nu, că iar ducem iar modernizare drumuri comunale, ducem iar cu mașină, și iar nu știu unde, și iar se duce. Da. Asta-s iar, buzat, știi, a zis. Puteți să mă ascultați pe mine un minut? Da. Presiunea de la apă este atât de mare încât am câte 4 spargeri pe zi. Nu mai știu unde să mă duc, Maria. Deci să nu crezi cumva că nu țin cont de ce spui tu. Eu cred, domnule, dar nu mai dovedesc.
avem un singur punct de zi, e scăpator. Societatea de gospodării locală la trei oameni care lucrează, care are și el nevoie de o zi de recuperare, are și el nevoie de o... Societatea de gospodării locală, cum angajai oameni, îți face întrebare? Din încămire, nu prea presiune. Ba da, ba da, ba da. Trei oameni, dar ce să fac? Trei oameni. Societatea de gospodării locală ne-ar scoate, aia atrajezi sezonieri, îți faci treaba. Adică ne-am spus, în 2 ani de zi. Domnul Iosu. Da. Două rugăminți sau două probleme. Una, dacă închiriezi un utilaj de la primărie, trebuie să plătești, da? Corect. Dacă polițiștii comunitari se duce și stă bodyguards la cineva, cine îi plătește? Una. Al doilea, știu că am aprobat un împrumut pentru terminarea străzilor la Berești de asfaltat, din trezoreria statului și pentru gătirea căminului la Pâncești. Eu și Ionel am fost de acord și chiar am primit urecheală și pe bună dreptate, a avut mare dreptate Gheorghiță când s-a dat și ne-a urechit, că nu s-a făcut nimic. Nu știu, s-au luat bani, nu s-au luat, nu știu ce s-a făcut, dar numai asfaltul nu s-a mai gătit de turnat la Berești. Să spun, eu trebuie să spun. Deci, începem cu multe, cu asfaltul. Proiectul pentru care s-a făcut un mutu, da, pentru cămin și pentru asfalt, a fost finalizat. Numai asfaltul nu. Ba da. Ce a fost pe proiect a fost finalizat. Atât a fost proiectul. Atât. Omule, ți se pare că eu am 54 de ani, n-a fost în viața mea beat. A fost bani împrumutat din trezoreria statului, care a zis că se dă... Pentru proiecte, frate, pentru asta s-a... Nu pentru proiect. Pentru ce? Pentru gătirea drumurilor la Berești și... Care drumurile alea de proiect? Capetele de drumuri la Berești. Nu poți să construiești dacă nu ai autorizații de construcții, frate. Și atunci cum s-a luat banii? S-a luat bani să se implementeze proiectul pe care îl avea atunci de urmare. S-a terminat proiectul de implementat și cu căminul care a fost, da, cu cei s-a terminat, da? Câta? Pentru astea două, nu pentru alt proiect. Când mai vrei tu să mai faci 2, 3 metri, 10 metri de stradă. Ala trebuie făcut alt proiect. Una, pentru întrebarea prima, cu polițiștii locali. Utilajul are un regim și polițistul local are alt regim. Polițistul local la societarea oricărui eveniment care se desfășoară pe raza cum s-a spus și organizatorul evenimentului care desfășoară evenimentul pe raza cum s-a spus ne solicită sprijinul. Contra cost. Nu există hotărâri de consiliu local contra cost. Alții au păzit cortegii la țigani și la tot felul de nații, au păzit cortegii, funerare și nunți cu banii statului. Poliția națională și jandarmeria. Banii statului, dar poliția locală nu face parte din Ministerul. Poliția locală este la dispoziția primarului și orice soluție trebuie să asigure ordine și liniște publică. A fost o activitate pe domeniul privat. Nu, domnule, dar ce pericol era acolo? Accesul se făcea de la drumul național. Nu din drumul național, din drumul județean. Dar fiecare dacă un șofer greșește plătește. Și are asigurare. Fiind un eveniment, dacă o studeau, de plac, era proprietate privată. Domnul, era proprietate privată. Nu, dar era privată. Care drum? Care drum? Drumul de exploatație privată. Nu, ai proprietate privată. Nu mai ești pe drumul ăla. Drumul de exploatație. Eu nu pot să intru pe drumul ăla. Nu, mai e. Nu, unde era drumul de exploatație? Nu mai vorbiți cu ăstea. Unde era drumul de exploatație? Nu, dar nu, eu nu vorbesc de Hanul Ars. Nu mai e. Eu vorbesc aici la, zic cum îi zice, la port. Și acolo mă, da. Băi, omule, dar ai permis fiecare circul cu ce-l vorbesc? Iată, domnul Chirea, când avea nevoie la discotecă, solicitam fiecare sâmbătă seara, zic, vedeți că e un polițist local, bun. Vedea, mi-aș dat mii polițist local. L-ai solicitat? Când era domnul Răuț, ia. Mi-aș dat mii polițist local. Vedea, omul stătea la poartă, la mii, ușură. Mi-aș dat mii polițist local. Nu e nebunie. Dar asta cerere, nu vor, nu te rog frumos. Acum n-am nicio treabă. Dar băieții ăștia nu se regăsăm ceva ca lumea de făcut treabă ce altă. De punctul dumneavoastră de vedere ați vrea să sfințați total. Dar dumneavoastră aveți o solicitare, aveți un plan de acțiuni comun, poliția, așa se facă. Deci s-au făcut atâtea evenimente de astea agricole, dar nu s-a întâmplat niciodată să vină polițistul. Facem vara sucerii. A, faceți de acum. Polițistul.
Nu a fost o venire. Și acum vreau solicitare de la evenimentul care... Ne tot știu, băi, ce tot un plan de acțiune, doar își vrea să spuneți că a fost. Chiar vorbim așa, din greșe, să vorbim cu contradictorul. Să vorbim. Nu, dar ce vă spune? Și-a cumpărat polițism, mă, nu-i bine. Să... Sau nu-i? Poți să încep? Domnul Iosu, în ce lună? Ai ceva ce s-a făcut? Nu, 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 nu. Eu zic, dacă cum vrei să arăt pe Leomidie, hectare care sunt capitele drumuri. Cum vrei să le arăt? Așa, trebuie să-mi poliții locali, cu el, nu se ia. Poate toate la... Hai, nu, 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 nu. Vreau să vă aduc la cunoștință Consiliul Local. Domnul primar trece prin Sascut, dar nu vede lucrurile astea. Să știți că în ultima perioadă, după ora 20 în Sascut, se întâmplă lucruri care nici nu le bănuiți. Trei seri la rând au fost atacate persoane de grupuri de copii. Mergeți și vedeți acum când ieșiți de aici, chiar vă rog să treceți prin fața garajului pe la mine. Pe prietenul din copilărie al domnului Apostol Ionel Lucis meu, două seri la rând, au vrut să-l prindă, să-l bage în casa scării, dacă îl băga în casa scării, cred că îl măcelărea acolo. Eu am ieșit pe balcon și am început să țip la ei, când au văzut, l-au dat cu apă, tot în ideea, bă, ăsta nu o să stea ud, să duci în casă. Și ei vorbeau, dacă intrăm peste ei, peste el, când descui ușa, intrăm peste el în casă și îi luăm tot. L-am sunat pe fratele lui domnul Costel Popa, vă poate confirma domnul Culiță Popa, a ieșit și el acolo afară și s-a uitat și el cu telefonul ca să-i intimidăm, pentru că chiar dacă am lucrat și eu unde am lucrat, când sunt ăștia în haită, nu știi cine-i în casa scării. O secundă. O secundă. Eu știu cum să reacționează la 112. Am lucrat destul timp. Aseară l-au luat la bătaie cu ouă, fraților. Uitați-vă acum, când treceți pe acolo, sunt numai ouă. Luau o frajă de ouă de acolo, de la... de jos. Ai văzut, da? Cred că sunt 20 de ouă. Nu mai știa băiatul ăsta pe unde să fugă și cum să fugă. Mai de ună zi, au atacat pe un cetățean mai în vârstă de aici. M-a rugat, domnule, nu spune că mie că mă urmăresc ăștia, că eu abia urc. Pe scări. La cine sunt ăștia? La oată? Cine sunt nominal? Ați de la Sascut, doar ce lemn. Mă, fraților, sunt și fetii. Gândiți-vă la un lucru. Sunt și fetii în gașca asta. Da. Sunt și fetii. O fată mai blunduță și una mai brunetă erau aseară. Bă, nu vă dați seama cu câtă răutate erau în stare să-l sfâșii pe ăsta, mai știi ăsta, un să duc. Care mă? Nu ce duci la Brașcă la care lucrat? Cum zici? El era? Nu i-a aruncat cu sudouă cu vreo. Da, vreau să nu i-a aruncat cu sudouă acasă. La vărzăluță? Da, vărzăluță. S-a luat ei că făcea pe răgimi. S-a dat, s-a cumpărat două sudouă, i-a dat, i-a făcut de geamă ouă. Dar ce fete sunt? Da. El e continuat să vină poliția. Da, sunt fete. Eu de la ei așa că nu le-am identificat. Cam știu. Cam știu, dar să-și facă treaba. Poliția, de asta v-am dat la cunoștință. Avem poze de poliție. Avem polițiști locali. Bă, oameni buni, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că măcar schimbul doi să facă și oamenii ăștia într-un fel. O patrulă la două zile să mai plimbi prin Sascutul ăsta, nu stăm la dos. Acolo la parc nu pot, bătrânii săraci au început să-i ridică pur și simplu după bancă, îi aruncă, îi scuipă, nu vă imaginați de ce sunt tare copilași ăștia în ziua de astăzi. Și mă gândesc că identificați, poate scris o scrisorică și la părinți, că degeaba zici, băi, la școală, ce poate să-i facă un profesor unui copil de asta la școală? Avem poliție să meargă pe stradă să identifice. Întrebați-l pe Luci, pe prietenul dumneavoastră, să identifici și o pățit aseară. Da, asta am văzut că nu e serios. Da, așa este. E și teamă. Serios, e pasul de comună. Cine? Mi-a vorbit. E vârstă. Și atunci... Nu, e vorba de alt caz, deci s-a întâmplat la loc. La față, în față aici, la noaptea, la centru. O, oameni, dar nici nu vă iei, parcă sunt ieri, mă, frate, scot niște sunete, urlă, dau cu picioarele, nu știu.
O fi ajuns drogurile astea și când s-a scos, sau pur și simplu nu mai poate fi controlată. A fost cum s-a mai dus? Dacă zici și oricum, într-aia peste el? Cine? Răia, dacă spui că să-i arcă, nu fost la Bădăluț. S-a mai dus pisică Bădăluț. Băi, vezi același lucru, dacă îi spune, băi, îl chem pe voi, cum doar sunteți acum, de lumea asta și toată ziua. Băi, uite, aceleași persoane care au fost la Bădăluț. Nu înțelegeți un lucru, dacă nu vede polițistul pe stradă. Că noi suntem o localitate a nimănui după ora 16 și ei știu treaba asta. Dacă voi mai vede pe băieții ăștia plimbându-se, dacă mai solicitați, domnule, eu nu știu cum dracu, erau doi polițiști înainte la postul de poliție în Sascut și pur și simplu numai cât vedeai cozorocul la o caschetă, ți era teamă. Decât la permanență. Unde-i, domnule, oamenii ăștia? Iar, și dacă fac permanent, dacă fac... La 1, 2, vine! Domnul, dacă avem post de poliție aici în Sascur, pot face în cooperare cu polițiștii noștri. Cum fac patrulări în alte localități? Putem să-i solicităm și noi să facem. Poate nu știți. Ia spune. Da? A fost un individ, a sărit la mine în curte, noaptea, la ora 1 și... Voicu a venit, nu era asta, Voicu a venit de la Zdubechi în 5 minute așa. Și Poliția Națională în 45 de minute a venit. Da, dar nu era primarul. Da? Și a venit la mine acasă, voi cu l-a identificat, l-a prins, l-a imobilizat. Păi, vedeți, și a ieșit și a venit la Valea Seacă. Sunt cazuri. Eu nu veneam în 5 minute, dacă eram în locul domnului Voicu, că l-ați expus la un pericol și pe dânsul. De asta vă spun că aici s-a făcut un tantam. Ce făcea? S-a făcut un tantam când a înființat poliția locală la Sascu cu pozii, cu dispecerat, 24 din 24. Dispeceratul funcționează, 24 din 24. Unde-i, domnule? De la 8 la 16? Da, filmează mult. Și atunci de ce nu luați imagini să vedeți cine sunt persoanele? Să solicităm ce spuneți dumneavoastră, puteați să vorbiți cu șeful la poliția locală, domnule, data de la Oradea... Domnule, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, dumneavoastră sunteți șeful ordinii și liniștii publici în localitatea. Ai luat ceva cu privința asta, ai fost polițist. Ați înțeles? Dumneavoastră sunteți șeful ordinii și liniștii publici. Da, domnule, tocmai de asta e motivul. Vă luați la cunoștință, luați măsuri. Bun, mă să mă chem la doua. Ce îți faci să mă chemați dumneavoastră? A doua situație. Așa cum și doamna Stanciu a făcut un apel la noi să ajutăm copiii pentru activitatea care dorește dânsa să o dezvolte. Dar nu e activitatea. E activitatea comună, este ziua școlii, este activitatea tuturor. Dumneavoastră vă implicați, nu? Eu fiu și consilier local. Foarte bine, da. M-ați contrazit degeaba, deși voiam să zic un lucru bun. Am completat. La fel și noi, după cât ați auzit și am zis și în comisie, noi am hotărât, dacă nu sunt bani, dacă nu sunt posibilități la bugetul local ca să montăm o centrală și 10 calorifere, inclusiv un șans de vreo 25 de metri, care trebuie chiar mai mult, cred, pentru a aduce apă, pentru că este ștrangulată apa și sunt probleme cu alimentarea, am fost acolo și am văzut cu alimentarea cu apă, și dacă tot o să punem o centrală și 10 calorifere, să ne ocupăm să aducem și o conductă nou acolo la Pâncești. Noi o să facem prin donații personale și a unor altor oameni de bine. Și vreau să-l întreb, dacă doriți și dumneavoastră să participați cu sumii, nu este nicio problemă, dar vreau să-l întreb pe domnul primar, dacă noi facem acest efort, dacă dumnealui ne va împiedica ca să punem în acest sistem în funcțiune, fiind clădirea Consiliului Local. Să știm dacă o să chemăm un om acolo. Noi deja și noi am inițiat, am discutat cu o persoană care să vină să facă proiectul și să... Haideți ca să vă explicați. Ia explicați. Uitați, este același principiu cum a fost și la s-a spus domnul doctor Zaravani este aici. Și vă poate... Da, aș vrea să nu mai intrăm. Domnul doctor Balaș vă poate da acordul, având în vedere care e contract de concesiune, să faceți dumneavoastră ce vreți cu acordul dânsului de acolo. Domnule, doar să rămas clădirea răspundere. Fiind clădirea Consiliului Local, eu v-am întrebat. Puteți face să rămână cu doctorul orice vreți noastră acolo.
Doar că ce vă sfătuiesc, eu oricum caut soluții, aștept să-mi aducă devizul, că asta a fost. Noi am fost de acord la diverse, cu propunerea dumneavoastră să punem acolo centrală, da? Nu am fost de acord în rectificarea de buget cu solicitarea domnului Ana cu o sumă de 80.000 de lei. Dar am fost de acord să punem, așteptăm un deviz de lucru. Ne spune exact cât costă toate calorifele, întrebați-o pe domnul Vice, că l-am solicitat și imediat două în dispensar, chiar pe tabla. Până la urmă, oameni, ce vreți? Acum a spus că merge, acum aveți să reapitați tot la dispensar. Nu, domnule, dar dacă puteam să-l și acoperim, era o problemă. Nu, nu m-ați înțeles. Ne-a trebuit să vă spuneți. Hai că vreau o roată de rezervă, până la urmă, dar ia pe mașină cu totul. Dar nu mă mai încercați, nu să trebuie să ne dețineți absolut și nu să trebuie să suntem proști. Nu înțelegeți că plouă în dispensar. Dar n-ați solicitat așa acoperișul. Nici nu v-am întrebat. Nu, domnule, v-am întrebat. Aveți o problemă? Vreți să-l facem prin Consiliul Local? Ne dați voi nou, aveți bani și vreți să-l facem? Ați identificat bani și vreți să-l facem prin primărie? Lăsați-vă, domnule, discut cu domnul primar. Dar o facem noi. Față de vită conducta. Domnule, vă întreb. Are rost să mai continuăm inițiativa noastră sau vreți să-l faceți? Dacă vreți să puneți dumneavoastră, că vreți să faceți lucrul ăsta, să puneți centrală cu calorifere împreună cu doctorul, dacă ideea... Domnule, noi vreți să facem pentru că nu vreți dumneavoastră, domnule, cu banii primării. Este exclus. Vreți să-l facem? Vreți? Sunteți de acord toți să-l facem? Ați identificat? Să faceți, frate, numai să puneți... Noi am fost de acord să-l facem. Doar să puneți lucrul. Numai când ați băgat. Domnule, sunteți de acord și ați identificat? Adică nu ne-a și noi, vă bucăm și dumneavoastră, asta e problema. Nu vă mai voi dar suntem filmați și vreo oamenii din noi. Haideți să votăm, dacă nu mai dați dracu puterii opoziției. Spuneți la oameni, voi oameni buni, mă ocup eu, primăria și-l fac. Și votăm toți. Dacă nu pot, îl fac ăștia. Domnul Ionate, dați voi, nu mă... În calitate din proprietar este oateu. Eu nu puteți să faceți donații neacceptate de Consiliul Local. Asta nu întreba, dacă ne acceptă, domnule, donații, asta nu întreba. Deci e o obligație, a crea utilități, este obligația proprietarului de clădire. Când colegul Chiriac a vrut să facă apa pentru cetățenii, m-a fost amenințat cu dosar penal. Eu nu vreau să ne ducem cu centrala. Deja sunt achiziționate 4 caloriferi. Nu vreau să ne ducem la omul ăla acolo să punem că doctorul nu vrea căldură pentru el, să știți. El are sobă acolo și o strână, eu mi-aduc două căruți de zemi. Dar ce faci cu oamenii ăștia? Domnul Ilie, ce am înțeles? Am văzut și colegii din, sunt de acord să facem din bugetul local. Păi sunt colegii de acord, dar nu ne-am dat coordonatorul de credit, nu vezi? Păi dar a spus că este de acord. Nu a zis că e de acord să facem noi. Nu, a spus că e de acord. Păi mai întreb o dată. A spus că a cerut ofertă, că am reținut foarte bine. A cerut ofertă și a luat o să-l gândire. Astăzi o duceam o ședință să pară. Nu au fost gata, poate mâine la următoarea ședință e gata. Dar astfel de situație. Deci mai pot să vă spun este că noi am pus aer condiționat acolo pentru aer. Nu ați spus în ședința trecută. Aer nu rece. Nu plătesc dumneavoastră curentul acolo. Până la minus 5 grade. Dar pentru temperaturi minus 5 grade. Băi nu tocmai asta, domnule, că doctorul are dreptate. Băi, fraților, eu am stat 6 ani în spitalii, voi nu înțelegeți un lucru. Dacă nu avem grijă de medici, suntem terminați. Nu avem grijă de profesori, suntem terminați. Dar gândiți-vă că acel medic vrea să plece din localitate, că s-a săturat. Băi, eu plătesc curentul din țară, ca faceți. Și oamenii ăștia în gheață aici. Auzi, noi am vorbit, vine un om, face proiectul, am discutat și pentru central, și pentru ofertă, să vină ofertă. Dar oferta când vine în martie, la... Nu, domnule, că eu n-am nici să-l las, că eu eram, n-am încheiat. Eu vreau să știu așa, când vine oferta, spuneți la cetățeni clar și la toți colegii de aici, băi, fraților, garantez că într-o lună jumătate am căldură acolo. Garantați? Dacă nu faceți, lăsați-ne pe noi. Deci două secunde, domnule. Cine mi-ai făcut până acum? Deci oferta o poate să... Dar ce-i făcut dumneavoastră?
dumneata ați ascult ăsta cu banii dumneata, domnule? Ce-ai făcut? Ai făcut cu banii dumneata ceva? Da, da. Serios? Ia spune, ce? Nu-i treaba mea asta. Ai, n-ai treaba dumneata. Să-ți explic, mă, da? Deci oferta o poate cere oricine. Deci și dumneavoastră, și eu, și domnul doctor. Oricine poate să ceară ofertă ca să justifici suma pe care, care este nevoie. Oricine poate să ceară asta. Adică îi spun, domnule, vreau o ofertă pentru centrală termică, pentru marca X, de kilovați pe care... Exact, și să justifică suma respectivă. Asta este foarte simplu. Nu trebuie să așteptăm să aducă domnul vostru. Poate... Și cu aia, toată lumea e de acord. Am văzut că toată lumea e de acord. Venim cu solicitare la prima ședință de consiliu. Și obținem suma necesară și facem la oamenii căldura. Păi ședința trecută, a zis domnul pe care le-a solicitat că la început doamne, aș spun ce vrea să facă. Nu i-a făcut. Nu e așa, domnule? Dacă nu i-a făcut așa, oare vreau aia, oare vreau aia. Doamne, nu vedeți pe ditare că o suciți după cine. N-aveți curaj să vă sumați răspunderea asta. Vă rog frumos! Mai e ceva de discutat la diverse? Nu, la tot referitor la problema asta. Sunt convins că de fiecare parte este dorința ca acolo să se facă. Bineînțeles. Este și, așa este. Și asta este adevărul. Faptul că acolo este un loc în care e vorba de sănătatea oamenilor. Haideți să nu mai facem o problemă din asta de discut. Și să rezolvăm cât mai repede, că iarna se apropie, iarna se apropie, nu, nu ține cont de discuțiile noastre. Și dacă v-ați angajat să rezolvați problema, puneți-o pe hârtie și apucați-o de treabă și haideți să rezolvăm o dată pentru totdeauna, pentru că satul mare, sunt pacienți mulți. Sunt foarte și, da? Sunt și din alte sate. Da? Și... este necesar ca acolo să se intervine. Și prin voința conducerii primării, cred că se poate face lucrul ăsta cât mai repede. Trebuie voință. Da, domnule, dar noi nu vrem să o facem noi ca să zic o făcut cineva de-a penele. Noi vrem să-l auzim pe domnul primar, că zic, băi, oameni buni, suntem 15 oameni aici, ați discutat problema asta, mi-o însușesc și eu, uite, vă promit, camera e aici și vă aud oamenii, mă apuc din mâine și fac tot ce trebuie, toate diligențele necesare și fac căldură dispensar. Și gata, am încheiat citat. A venit iarna? Haideți, domnul vicele, nu m-am mai jucat. Eu le v-ați învățat, rău ați învățat. Nu știu ce este aia, vara. A venit iarna? S-a nici iarna. Proastă lecție ați mai învățat. Ați însușit-o, asta e marea. Aici, la răbdare. Aveți 7 ani când sunteți vicii, domnule. Și dragi. A venit iarna. Dacă nu mai sunt nimic la diverse, declar ședință. De eu să mai dau fiecare. Următoarea. Eu de două ședințe am solicitat și în calitate de consilier local, nu pe 544, subliniez, să mi se prezinte o situație nouă aici în Consiliul Local, care e problema cu pășunile astea în comun. Văd că sunt... Ceau cu mic, nimeni nu mai spune nimic. Ceau cu mic. Vreți să fac scris? Eu am venit colegia, prietenești, pentru că... Ce vreți să rămâi? Stați puțin. Deci, unde sunt pășunile astea? Pentru că cetățenii își vând animale. Nu mai am să mai pasc. Nici bereșteni, nici... Toți, din toată comunitatea. Efectivul de animale, care este o sursă de hrană pentru țăranul sau scutean, a început să scadă și scade și scade și scade. Am întrebat și eu, băi, unde sunt pășunele? M-am întrebat și pe mine. Dom'le, pășunea la Pirești, acolo mi-a luat-o. La Schinien, pășunea la Schinien e luată din Munteanu. Peste tot îți luat... Asociația... Dați-mi răspunsul imediat, dacă aveți un răspuns, nicio fel de probleme. Deci am solicitat așa. Suprafețele de pășune, unde sunt? În bacul le-ați văzut. Nu, la cine sunt date, pe ce contract, asta am cerut. Să știm și noi. Păi, dar e ăla 50 de hectare, ăla 100 de hectare, cine și ce. Nu se vrea să mi se dea nouă informații corecte și... Fac în scris, da, dacă vreți să fac în scris, fac în scris, să vă adresez în scris. V-a rugat de două săptămâni, de două ședințe. Și văd că nu se mai spune nimic. Și ce dacă faci? Poate să avem scris. Ședința care am adus eu tabelul aici, atunci s-a fost online. Cum ți-i dau? Corect, așa este. Dacă a fost online... Păi nu mă mințesc, dacă n-a adus nimic. Nu trebuie să frezi.
nu mai de domnul Popa. Da. Puteți să o prezint în lumea lor. Nu dau numai pe aia.